clopotnița înaltă domnește împrejurimea tihnitei mănăstiri. Și plopii de la Nistru privesc în adâncimea măreței odihniri. Intrăm, portarul frate ne arată găzduirea înalt și somnoros. Răcoarea ne cuprinde și toată mănăstirea ne pare un rai frumos. Ridicarea clopotniței a început în anul 1912, iar în 1914, când era pe sfârșit munca la ea, din cauza războiului mondial, lucrările au fost suspendate. Clopotnița are 6 niveluri și o înălțime de 60 de metri. Ea are atârnate 12 clopote, care au în ansamblu o greutate de peste 16 tone, clopotul principal cântărind aproape 9 tone. Clopotnița a fost înălțată pe timpul când egumen era ieromonahul German. Tot în acei ani au fost construite cele două corpuri de chilii. A fost zidită biserica de iarnă, Adormirea Maicii Domnului, sfințită în august 1905. Cu regret, chiar și în cei mai rodnici ani, mănăstirea a trăit și evenimente triste. În primul război mondial, de aici au fost mobilizați 68 de frați, iar în perioada Revoluției din 1917, confundând noțiunea de libertate cu haosul, locuitorii din Chiscan și din alte localități au jefuit mănăstirea de 600 de oi, 40 de vite, 50 de porci, 1500 de păsări. Conform datelor statistice, în anul 1923, mănăstirea Noul Neamț avea 137 de călugări și frați, care beneficiază de o avere formată din 3 case cu 2 etaje, 12 case cu 1 etaj, o moară de aburi, 34 hectare de vie, 56 hectare cu pomi fructifieri, 16 hectare grădină de legume, 26 de hectare de teren neproductiv. Mănăstirea este iluminată cu electricitate. Viața dăruită credinței și făuririi și-a risipit tihna pe multe decenii înainte din cauza războiului. În anul 1942, starețul Axinte raporta Sfintei Arhiepiscopia Chișinăului:
Biserica Înălțării Domnului, arsă de bombardament de soviete, este complet descoperită. Așa că ploile, soarele și mai cu seamă gerul din iarna ce a trecut, slăbesc zidurile. Reparațiile necesare s-au început chiar în anii războiului. În anul 1945, staliniștii îl arestează pe stareț și îl trimit într-un lagăr sovietic de unde nu se mai întoarce. După război, din nou li s-a cerut călugărilor de aici să oficieze liturghia și alte slujbe în limba slavonă. Dar potrivit unor documente din anul 1950, reprezentanții mănăstirii Noul Neamț explicau autorităților de la Chișinău că nu au vreun ieromonah care să știa să vârși sfânta slujbă în limba slavonă. La 1 ianuarie 1960, mănăstirea avea 109 călugări. În acea perioadă, după ce sovieticii au închis în mod forțat o bună parte din mănăstirile basarabene, veni rândul și cele ce se numea de un secol Noul Neamț. Norul negru al bolnavei mentalități comuniste se abătu asupra Sfintei Mănăstiri în primăvara anului 1962. Năpasta a căzut peste ei ca un trăsnet într-o noapte după Sfintele Paști. La miezul nopții, exact la ora 1, urma să sune conform statutului mănăstiresc clopotul pentru a-i aduna pe călugări la utrenie. Clopotul însă tăcea. Oaspeții nepoftiți tăiaseră frânghia. Timp de câteva zile toți călugării au fost evacuați. Sfintele moaște au fost aduse la catedrala Ciuflea din Chișinău. Unele icoane au fost salvate de călugări. Astfel, pentru 28 de ani, a fost închisă această oază călugărească de pe malul Nistrului. Autoritățile comuniste transformă corpurile de chilii în spital, iar bisericile în depozite. Când pe la 1989, anul schimbării la fața societății noastre, oameni de bună credință au poposit pe aici, ei au văzut un tablou jalnic. Mândra mănăstire era în ruine, bucăți de tencuială, icoane arse, bucăți de altare despicate cu toporul. Cavourile, locul odihnei de veci al foștilor slujitori ai mănăstirii, au fost distruse. Pacienții spitalului, în mare parte foști pușcăriași, căutând în ele aur și nestemate. Frumoasele biserici, admirate altădată, au fost ruinate. Seamă în viața mănăstirii se produce la 20 septembrie 1990. E ziua când Patriarhul Alexie al II-lea emite ordin prin care blagoslovește redeschiderea ei.
Iar la 24 septembrie 1990, falnicile clopote ale mănăstirii de pe dealul Chițcanilor au vrăjit din nou cu sunetul lor divin împrejurimile și sufletele oamenilor dezgolite de credință. Mănăstirea Noul Neamț a reînceput o viață nouă. Imediat s-a proceis la repararea de plină a mănăstirii. În scurt timp au fost readuse la viață clopotnița, bisericile, au fost reparate chiliile, se construiește un nou bloc pentru seminarul teologic și un paraclis în cinste icoanei Maicii Domnului. Acolo unde cândva a fost biblioteca și veșmântăria, va fi muzeul mănăstirii, fiindcă ea are o istorie bogată și zbuciumată. Только вошел в монастырь, я сразу почувствовал, тут можно работать. Вот тут работать хорошо, тут легко. Бывают места, где тяжело работать, где живут люди маловерующие или даже отрицательно относящиеся. Здесь наоборот, вот именно в монастыре положение прекрасно, здесь легко. За 5-7 лет узнали, сделан до такой степени чисто, прекрасно. И, в общем-то, на прекрасном уровне монастырь воссоздан. Мы были просто даже обрадованы. То есть вот это показывает веру народа. Народ еще верит. Помощь идет от народа. Deși lucrările de renovare mai continuă, în perioada aceasta au fost restabilite aproape toate încăperile ei. A fost amenajat teritoriul. Slova de argint a Mântuitorului a redevenit stăpână în casa ei. A fost reparată și clopotnița pe care regimul ateist de odinioară o transformase în muzeu al gloriei militare. Chiar în anul redeschiderii mănăstirii Noul Neamț, aici și-a început activitatea o școală duhovnicească. În toamna anului următor, ea a fost transformată în seminar teologic, care a dat deja câteva promoții. Aici poți vedea permanent mulți tineri evlavioși. Unii își fac studiile, alții doar bat la porțile religiei. Astăzi are loc testarea tinerilor care doresc să se dedice bisericii. E prea important pentru acest viitor arhitect al spiritului ortodox să știe ce calități umane au, să le cunoaștem curățenia sufletului și aspirația spre Dumnezeu. Și acest examen, ca și alte acțiuni însemnate, nu poate trece fără prezența starețului Dormidont. Prezintă interes viața acestui slujitor al credinței. Părinții Teodor și Daria Cecan, din satul Petrunea, Glodeni, au crescut 9 copii, 4 băieți și 5 fete.
Primul dintre frații, după multe căutări și peregrinări, a absolvit seminarul și Academia Teologică. Pe urmele lui au pornit și ceilalți trei frați, Ioan, Vasile și Onufrie. Unul dintre ei, egumenul Paisie, Vasile, este mâna dreaptă a starețului aici, la mănăstire. Am aflat că și două dintre surori coase veșminte pentru preot. Dumnezeu e veșnic. Dumnezeu n-are nici început, nici sfârșit. Un om care nu s-a născut, acela nu e pe lume, nici născut. Dar care s-a născut, a vedea mai veșnic. Pentru că e făcut suflet la Dumnezeu și sufletul omul nu are niciodată. Omul e făcut de la Dumnezeu din două forme. Trupul din pământ și sufletul de la Dumnezeu. Noi și vorbim acum cu trupul omul, că suntem vii, ai și sufletul noi. Cu noi cu sufletul vorbim. Dar când a venit vremea și omul moare, apoi s-o simte piesul din om și pe departe ziul, că este nemuritor. Fericiți de și drieți, care spăcăiesc favoarea Dumnezeu, ca și ea Dumnezeu să-și primească în rai și în părăția Lui. Câte meserii cunosc și posedă de minune acești oameni de dați credinței, șoferi și tractoriști, tâmplari și strungari, cizmari și croitori, tipografi, bucătari și, în sfârșit, buni agricultori. Nu credem să existe în altă parte un locaș de cult, fie și de maici, care ar avea o asemenea diversitate și bogăție de flori ca cea a noului neamț. Îngrijite cu migală și dragoste, ele conferă locului o frumusețe irepetabilă. La 6 kilometri de mănăstire a fost construit un schit cu două biserici, purtând hramul Sfinților Mucenici Vicentie și Dorimidont. Acum se construiește cea de-a treia biserică, Sfântul Simeon, noul teologul. La schit sunt circa 10 călugări și frați care îngrijesc de vaci, oi, păsări și cai. Thank you.
La acest așezământ monahal, cu tradiții autohtone și cu frați moldoveni, acum 100 de ani se întemeia o școală de cântări bisericești. Vrednici continuatori ai tradiției, și azi mănăstirea are un cor de excepție pe care îl ascultă cu evlavie și respect orice vizitator al Sfântului Locaș. Deci scrie în Cartea Sfântă, dacă Domnul nu zidește casa, în zadar se ostenesc cu ea cei ce au zidit-o. Dacă Dumnezeu nu păzește cetatea, în deșert privilegiază slujitorii ei. Psalmul 127. În vremea noastră și de tendințe contradictorii, Biserica Mântuitorului are menirea mai mult ca oricând de a predica statornicia în credință și fericita siguranță al imanului credinței. Apostolii ideilor noi, ideologii și îndrăzneții care ne făgăduiau o lume mai bună decât lumea părinților noștri, cea întemeiată pe legea lui Hristos, s-au dovedit înșelați și înșelători. A fost o amară înșelăciune. Nu există o altă înțelepciune mai presus de frica de Dumnezeu. Nu există altă pace decât pacea lui Iisus Hristos. Și nu poate să ne înfrățească și să ne lege mai bine între noi decât biserica străbună. Pe fețele oamenilor de aici mai poate fi citită neliniștea. E o consecință a conflictului militar din 92. Avem un pământ, un popor, o credință, dar ne mai despart două drapele, valute diferite și ambiții, ambiții. Între noi, cei plini de ură și de patimi egoiste, între noi, cei porniți cu nesfârșit război unii împotriva altora, Iisus din Nazaret a venit sărac și blând, propovăduind înfrățirea și pacea. Iubirea de avere, de desfătare, de trufașă strălucire, este în primul rând viermele care roade și otrăvește inima omului. Asta a fost în 40-45. Primăvara, a venit un călugăr, niște ud, de unde a venit el, sărien, nu-l cunoșteam nici eu, nici starusul nostru, așa la nu-l cunoșteam. Nu cercetat el cine suntem, cum o suntem și a făcut. Și el era trimis de un KGB, dar noi n-am știut de lucrul ăsta. Dimineața s-a sculat el și s-a dus, i-am dat încă 20 de ruble de drum. De-aia s-a dus la, acolo la un cabin și nu a spus tot ce am grăit. Ei, după aceea mi-a arăsat până stars și încă un preot și pe mâine. După aceea mi-a făcut cercetare 4 luni de zile, apoi sledubat, el mă întreabă pe mine așa. În cutare sară, deci a fost un călugăr așa la voi acolo. Eu zic că a fost. Apoi ca și ăla te-a vândut pe dumneata. Nu au trimis în Sibirie. Acolo am tras mare nevoie. Că unde stat băcoanele cele din Sudoarne, au bărul nostru și mâncam gheață de ea. Aia am ajuns noi acolo cu un frig mare. Vai de capul nostru ce a fost acolo. Lucram cu greutate mare, dar era mai mistic. Dacă mai nu putem lucra, că dacă era în plământ, era susește și mai mari din 46. Acolo în Moldavia arde pământ, de acolo în tazi o plouă. Și apoi ne ducem pe linia seara. Eu ne lucram acolo și ne punem cu mântaua în cap, așa și ne-am ca câine în ploaie. Și apoi toate ziua ne ducem uzi acolo, dar când ne ducem la lagăr să ne culcăm acolo, apoi acolo de-am, n-avea nici salte. Mă sângă scândura goală și cu aceea haine ne așteneam, cu aceea urde, cu aceea ne îmbăde.
nici nu puteai dormi de urge, de frică, de foame. Și așa am luptat o 5-6 ani. Într-o noapte văd că vine și mă ia pe mine și mă duce la un caibie acolo. Planează nopți. Îți dăm bani, îți dăm haine și în fiecare săptămână să vii la noi să ne spune și vorbesc cu oameni. Eu știu să mă gândesc în domnul, dacă eu să mă fac ca Iuda, să vând oameni creștini, eu de tam poate mi-e tăța și am să vând oameni la noi faci. Evanghelia este un protest împotriva vieții grele, aspre, pline de suferință și încheiate prin moarte. Biserica este clădirea lui Iisus Hristos împotriva tiraniei vieții, ca și împotriva tiraniei sociale. Nu în zadar se spune că biserica nu poate și nu trebuie să intre în furtunele politice și sociale. Ea trebuie să iubească, să mângâie și să prefere ca o mamă veșnică ce este pe cei care suferă din cauza strâmbătății, pe cei mici, pe cei biruiți, celor nedrepți, puternici și biruitori. Ortodoxismul constituie un imperiu sufletesc în care soarele dătător de viață și de mântuire este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Pe drept cuvânt spun semănătorii de credință, nu vom muri atâta vreme cât Dumnezeu trăiește în noi. Permanența noastră e consolidată de convingerea că Dumnezeul nostru trăiește în adevărul și în slava Sfintei Trăimii, în credința învierii Mântuitorului și în devotamentul plin față de biserica strămoșească. Thank you.
Thank you.